Efectuăm aici lucrări de consolidare pe Revoluția 81. Este un monument istoric. Trebuie respectate toate condițiile puse ca material. Ca tot, suntem la o fază de cam 20% executat total, inclusiv plasă montată aramidică care vine de consolidare. Și o să mergem mai departe cu finisajul după ce terminăm acoperișul. Ce am avut foarte mai mult și mai complicat a fost fundația care a venit consolidare toată clădirea. A fost o extindere cu fer foarte gros de 20 de centimetri grosimea lui, milimetri fiind, B20, betonul B250, șanțurile a fost făcute la 1 metru, 1,20 metru de la cota 0 și placa de turnat care a venit toată armată cu două rânduri, cu două straturi de plasă armată. A fost o muncă grea, că fiind la demisol nu s-a putut băga mașinile, a trebuit totul băgat numai prin pompă și pe tuburi, tras prin tuburi, care e o muncă mai grea de șantier. Estimați un termen de finalizare? Finalizarea, ca finisaj, aș putea spune că până în martie suntem aproape 99% gata.